Timp de 3 zile, în fiecare an, Zlatna se transformă într-o citadelă a filmului. Profesioniști din lumea celei de-a șaptea arte, mari actori, regizori, scenariști, interpreți de muzică populară, critici de film, ziariști și mii de iubitori ai filmului se adună în inima Ardealului la Festivalul Internațional de Film Etnografic Zlatna. Pentru toți musafirii, bine ați venit la Zlatna! Ne aflăm la a doua ediție a Festivalului de Film Internațional Etnografic. La această ediție, spre surprinderea mea, s-au venit filme și de peste mări și țări, din Africa de Sud, din Japonia. Deci, iată că acest sistem de informare care funcționează acum pe internet și toate cele care cu o rapiditate foarte mare transmit informația, aduc la Zlatna 30 ceva de filme. Noi o să organizăm în zilele astea câteva spectacole de muzică populară. Avem o paradă a portului popular vineri la ora 18. Începem cu asta. Această propunere de festival de film documentar cu un anumit specific și cu un anumit mesaj etnografic s-a transformat într-un festival cultural. Festivalul a devenit mai mult un pretext pentru acest festival mare, care este mult mai complex, care include festivalul de film, dar în același timp dezvoltă și niște direcții în tradiție, în spectacol, în special cu tentă populară. Și ceea ce este foarte important, în mobilizarea oamenilor. Deci am văzut ieri, am fost impresionat când am văzut tot orașul pe stradă ca să vadă defilarea aceea a portului național și, mă rog, tulnicăresele care au fost absolut superbe.